Salut, Florin, vă salut pe toți. Florin, să știi că mă bucur pentru tine. Acum chiar are cine să-ți facă o ciorbă caldă. Am văzut că te-ai descurcat foarte bine. Așa este, afară este o vreme neprietenoasă. Tocmai de aceea a început sezonul ciorbelor. Astăzi chiar îmi merit mâncarea. O să spun Vlad Covaci, prietenul nostru, de ce. Bună dimineața, bine te-am regăsit. Bucuros că avem ciorbe. Bună dimineața celor din platou, bună dimineața telespectatorilor. Da, într-adevăr, tu cel puțin meriți ciorba cu prisosință, mai ales că ai avut un început de zi cu peripeții. Nu a reușit să ajungă, nu s-a trezit, era 10:20, încă nu se trezise, noroc că sunt în apropiere, am fost, am sărit gardul, m-am uitat la o cameră de filmat, dacă mă vedeți diseară la știri, să știți că tot eu am mine. Fost, era și o bicicletă lângă și nu știam, ori să iau bicicleta și să plec, ori să-l trezesc ca să mănâncă ciorbă. Am preferat ciorba așa cum este corect. Ce feluri de ciorbă ai pregătit? După cum bine știți și voi și clienții noștri, zilnic noi schimbăm ciorbele, avem alte ciorbe. Astăzi am pregătit ciorba fără carne, o ciorba de post pe care o avem zi de zi. Da. Mai mult ar fi o ciorbă de legume, nu? Da, este o ciorbă de legume. Dovleceii sunt chiar de aici, din spatele casei noastre, de unde locuiește Elena, colega mea. Deci dovleceii chiar sunt locali. Da? Gulașul pe care îl avem în fiecare zi a fost ciorba pe care am încercat să o eliminăm, la fel ca pe celelalte, să putem să o rotim, și nu am putut, deoarece sunt oameni care vin exclusiv pentru gulaș. Da? După care ciorba de porc. Spune puțin despre rețete, de unde ai moștenit aceste rețete și mi-ai spus încă o dată, adică am tot spus secretul, nu ne grăbim când facem o ciorbă, în general nu ne grăbim când facem mâncare, lăsăm să fiarbă foarte mult, tocmai de aceea voi sta până aproape de 5 dimineața. Exact, iată ce se întâmplă când nu te grăbești, te curgi la 5 dimineața, întârzi la direct. Da, într-adevăr, rețetele toate pe care le avem sunt rețete vechi. Unele dintre ele, cel puțin la supele creme, avem reinterpretate rețetele vechi cu niște influențe actuale. De exemplu, avem o supă cremă de... Nu avem în momentul ăsta, avem o supă cremă de ardei copt cu brânză Philadelphia, care este foarte, foarte dorită. Dar astăzi, iarăși, bestseller, ciorba de perișoare. Îmi spuneai că este foarte apreciată de către copii și în general, întotdeauna, când vin, da. Ei preferă o ciorbă de perișoare și atunci nici această rețetă nu poate fi eliminată din meniu. Nu, ciorba de perișoare, da, într-adevăr, este cea mai dorită de către copii, indiferent că au 7 ani sau 80 de ani, pentru că în zona aceasta, după cum ai văzut, avem foarte mulți copii de toate vârstele, dar ciorba de perișoare, într-adevăr, este bestseller la noi. Și dacă ar fi acum să-mi pui și mie ceva acum când mai stăm de vorbă, ce mi-ai pune acolo într-o farfurie? Că eu chiar sunt pregătit și merit ciorba. Înainte de a mânca chifteluțele de casă, da, cu piure de cartof, ți-aș pune astăzi o ciorbă de porc. Astăzi tu ai făcut-o de porc, eu am salvat situația. Da. O ciorbă de porc care este cu zdrențe de ou. Gata, arată foarte bine. Mai pune puțin dacă tot ne-am împrietenit. Să fie primit. Să știi că o să rămân toată ziua cu tine, pentru că tot am început ziua acum împreună. Mi-ai spus că mai târziu o să mergem să gustăm și alte preparate. Este o surpriză chiar și pentru mine, Florin. Florin, sunt convins că ți este dor și ție de o ciorbă caldă. Dacă încă nu am învățat rețete românești, o să-ți aduc eu una tradițională. Te gândești, ciorbă de perișoare, un gulaș, o ciorbă de legume, ce dorești. O zi frumoasă, ne vedem puțin mai târziu. Asta-i. Mulțumim frumos, Duță.